Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să pregătești Punjabi. Poliția din India dă vina pe șobolani pentru că le-au dispărut sute de kilograme de droguri confiscate. Au zis că șobolanii le-au popat. Pe da? Da. Sunt recidiviști șobolanii, nu polițiștii. Poliția a mai dat vina în trecut pe aceleași jozătoare și că au băut mii de litri de alcool contrafăcut. Citez. Șobolanii sunt animale mici și nu se tem de poliție. Este dificil să ferești drogurile de ei. Aceasta este concluzia la care a ajuns un tribunal din statul Uttar Pradesh, relatează BBC. Judecătorul Sanjay Chaudhary a citat trei cazuri în care captura de marihuana a poliției a fost distrusă de rozătoare. Într-unul din aceste cazuri, instanța a cerut poliției să prezinte drogul confiscat ca probă, dar i s-a spus că 195 de kilograme de cannabis au fost distruse de șobolani. Într-un alt caz, care a implicat 386 de kilograme de droguri, poliția a depus un raport în care se spunea că o parte din cannabis a fost mâncată de șobolani. Ce viață pe șobolanii din Uttar Pradesh! De asemenea, potrivit acelui judecător, o mai cantitate de... Ha? Cum îl cheamă? Pe judecătorul respectiv? Da. Sanjay Chaudhary. Bun. Da, singura modalitate. Da, deci judecătorul a mai spus că poliția nu avea experiența necesară pentru a se ocupa de această problemă, deoarece șobolanii sunt prea mici. Șobolani pitici. Și nu poți să-i prindă. Mici și agili. Da. Și foarte pofticioși. Și șobolanuțuști. Da. Singura modalitate de a proteja bunurile confiscate de astfel de șoareci neînfricați, am încheiat citatul, este de a scoate la licitație drogurile pentru laboratoare de cercetare și firme de medicamente, iar veniturile să meargă la guvern. Asta este situația. Și argentinienii, să știți că au mai dat vina din când în când pe șoareci pentru situații. 8 polițiști argentinieni au fost concediați după ce au dat vina pe șoareci pentru dispariția unei jumătăți de tonă de cannabis dintr-un depozit al poliției. Experții au spus că e greu de presupus că șoarecii ar fi putut mânca 500 de kg de cannabis. Dacă un grup mare de șoareci ar fi mâncat drogurile. În depozit ar fi fost găsită o mulțime de cadavre de șoareci, au spus experții, dar toate cu zâmbetul pe bot. Da. Și că asta auzeau șobolanii înainte de a consuma droguri. Da. Dar și ce auzeau după? Nu. Eram sigur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.